învățăm despre Animal Flows. Glumesc. Împreună cu instructorii de la World Class, în fiecare săptămână, lunea, mai învățăm câte ceva. Trebuie să recunosc, pe mine m-au surprins de multe ori cu exerciții pe care nu le-am știut din sălile obișnuite la care merg. Alături de noi, Andreea, Julio Papi și Ania. Bună dimineața! Bună dimineața! Andreea, sunt numai urechi. Animal Flows. Poate vă întrebați de unde vine această denumire. Din ce în ce mai mult încercăm să ne apropiem prin mișcările pe care le facem în lumea fitness-ului, încercăm să ne apropiem de natură. Ceea ce vom face astăzi va fi o combinație de exerciții cu propria greutate, care seamănă foarte mult cu mișcări din lumea animalelor. Am văzut pisica, noi avem o pisică la emisiune. Da. Face tracțiuni la tetiera mea din mașină. Dar și exerciții pentru zona core, în care vom folosi core bags și kettlebell. Bine. Această combinație de exerciții ne ajută foarte mult să ne dezvoltăm agilitatea, coordonarea, forța, cam toate calitățile motrice în general. Tu te-ai definit, ești într-o nouă fază a vieții? Sunt într-o fază? Nouă fază a vieții, te-ai definit foarte tare. Zine, vine toamnă. Nu dau seama. Pleci undeva la iarnă? Te-ai îndrăgostit? Da. Vedeți? Cine merge la sală știe psihologie. Bun, abia aștept să văd despre ce este vorba. E și pentru începători sau trebuie să fii deja inițiat ca să te apuci de treaba? Puțin mai avansat. Am înțeles. Da. Să nu ne doară pe aici, pe acolo. Da. Te rog să lași microfonul. În speranța că pe pauză explice Aniei de ce râdem noi aici, pentru că eu sunt un tip foarte, foarte funny și foarte bine lucrat. Dăm drumul la treabă. Animal Flows cu instructorii de la World Class. First of all,
Animal Flows cu Andreea, Julio Papi și Ania de la WorkClass. Ne vedem la sală, mulțumim tare mult, să aveți o zi ușoară. Sau nu știu cum se zice la sală, ușoară, plină de greutăți. Să aveți o zi plină de greutăți.